Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție Transilvania la zi, azi 28 aprilie 2011. Multe evenimente la Cluj în aceste zile și în cele care urmează, din vari și diferite domenii. Ediției de astăzi, alături de mine se află domnul dr. Nicolae Crișan, medic specialist urolog, Spitalul Clinic Municipal din Cluj-Napoca, și domnul dr. Deliu Victor Matei, Institutul European de Oncologie din Milano. Bună ziua, domnilor, bine ați venit. Bună ziua, știu că ați sosit direct de la un congres, foarte important din domeniul pe care îl reprezentați dumneavoastră, un congres cu participare internațională sub titlul Progrese în uro-oncologie. Ce înseamnă, domnule doctor, uro-oncologie? Să începem cu începutul. Deci, uro-oncologie este acea parte a urologiei care se ocupă de bolile tumorale. Și din cauza faptului că tot mai mulți pacienți se găsesc în situații inițiale acestei boli, s-au dezvoltat anumite tehnologii foarte avansate ca să poată să recupereze sănătatea acestor pacienți, menținând toate funcțiile fiziologice ale pacienților. Dumneavoastră de când sunteți la Milano? Eu am plecat din România în 87 și am ajuns la Milano cu 12 ani. Domnul doctor Crișan a mai participat la o altă emisiune de a noastră pe canalul TVR3. Știu că dumneavoastră exact pe această specialitate ați fost cu o bursă în Italia, ați revenit la Cluj cu tot cei mai buni de acolo. Ce ați adus cei mai buni? Vă spuneam atunci că am beneficiat de această bursă la Institutul European de Oncologie din Milano. O colaborare deosebită cu profesorul Matei Victor și cu profesorul Otavio De Cobelli. Bursa a fost axată pe partea de chirurgie robotică. Dacă vorbim de progres în uro-oncologie, chirurgia robotică cu aplicații în uro-oncologie. Am beneficiat de un stagiu de pregătire performant la Institutul European de Oncologie din Milano și, întorcându-mă la Cluj, la Spitalul Clinic Municipal, secția de urologie condusă de profesorul Ioan Coman, am putut să demarăm chirurgia robotică și aici la Cluj. Până atunci nu exista nimic în acest domeniu? Până atunci, chirurgia robotică pe partea urologică nu exista. Practic, este primul centru de chirurgie robotică urologică din România. Asta înseamnă progrese, nu? Da, sigur. Era nevoie de a deschide o astfel de secție, de a promova această urorobotică? Cred că se impune, pentru că spuneam atunci, vrem să oferim pacienților un act medical care implică calitatea întâia și această calitate înseamnă să fii permanent conectat la ceea ce se întâmplă la nivel mondial. De aceea acest simpozion dovedește aceste conexiuni cu Statele Unite, New York, cu Italia, Milano, cu Germania, cu Franța, cu Serbia, Israel și Moldova. Practic avem participanți din toate aceste țări, conexiuni care înseamnă progres în uro-oncologie aici la Cluj. Când vă referiți la conexiuni, vorbiți doar de conexiuni între specialiști sau la o adică și despre conexiuni tehnice? Ambele. 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 Dacă vorbim despre robot, despre roboți, totdeauna ne duce gândul la niște la roboți. Că se știe foarte bine ce înseamnă un robot, un robot care este axat pe domeniul automobilelor sau, mă rog, acum în foarte multe alte domenii. Dar când facem o conexiune, vorba domnului doctor, între robotică și medicină, robotică, sănătate și urologie, ni se pare așa un domeniu foarte, foarte necunoscut pentru noi. Pentru noi care suntem așa muritori de rând. Ce înseamnă toate acestea? În primul rând, robotica nu este o tehnică specială. Este doar un instrument. Un instrument care îmbunătățește și face actul uman foarte precis, actul chirurgic îl transformă într-un act foarte precis și foarte detaliat. Mărește foarte mult capacitatea de a vedea în interiorul organismului cu un sistem de mărire optică, cu un sistem stereoscopic, deci ne permite să utilizăm un instrument ca să facem exact aceleași operații ca și în chirurgia tradițională, dar cu o calitate și cu o performanță, cu o acuratețe mult mai mare. Ați vorbit de partea tradițională și de partea aceasta care este legată de robotică.
aproximativ ce înseamnă în timp specializarea de la tradițional la robotică. Dumneavoastră ați participat la acea bursă, probabil vă dați seama cam ce înseamnă. Cred că aici doctor Matei poate vorbi mai mult ce am semnat pentru dâns și trecând de la chirurgie deschisă direct la chirurgie robotică. La Cluj am beneficiat de o experiență în chirurgia laparoscopică, ceea ce a făcut ca implementarea robotice să fie mult mai utilă. La ora 12 a început acest simpozion, deja în primele lucrări se vorbea despre curba de învățare în robotică, care este mult mai scurtă comparativ cu celelalte metode de abord. Ce înseamnă mai scurtă? În cifre, pentru o intervenție cum este prostatectomia radicală, care e o intervenție de mare anvergură, se spune că după primele 10 intervenții deja chirurgul este obișnuit cu tehnica, ceea ce în chirurgia laparoscopică poate să însemne 50-60 de intervenții. Întotdeauna facem paralele, domnule profesor, între tot ce se întâmplă la noi în România, implicit la Spitalul Municipal din Cluj-Napoca, în acest domeniu, și tot ce desfășurați dumneavoastră în Italia, la Milano. Câți ani diferență există? Eu aș spune că acum nu mai există diferență, există doar probleme de disponibilitate economică, care este diferit în Italia față de România. Deci există diferențe totuși. De disponibilitate economică, dar nu din punct de vedere al tehnicii, al calității operațiilor și a posibilității de a face aceste operații. Ca să fac un mic paralelism, Italia este o țară care are un sistem așa de liberal ca a determinat cumpărarea foarte multor roboți. În Europa este prima țară ca și număr de roboți, sunt peste 59 de roboți, din care la Milano sunt 11 roboți. România este singura țară din blocul de est care are 5 roboți. Nici o altă țară în jur nu are. Polonia începe să implanteze acum 3 sisteme. Deci, din punctul ăsta de vedere, pot să zic că România este foarte înaintea tuturor celorlalte țări. Mă iluzionez crezând că și din cauza ajutorului care l-am dat, și a colaborării extraordinare cu profesorul Coman și cu doctorul Crișan, dar este realitatea faptelor. Totuși, la prima vedere, sistemul sanitar românesc, știți cum arată? Cum arată, domnule profesor? Arată ca în toate țările care sunt cu un sistem economic puțin mai lent și mai puțin productiv decât țările din vest. Dar, sunteți foarte finuț, foarte diplomat în ceea ce afirmați. Vorbim de acest robot, vorbim de cele 5 bucăți, da? Care se află în România, toate 5 la Cluj sau în diferite centre? Lucrează doar 4, la București sunt 3 roboți și unul la Cluj. Unul la Cluj, da? Dar ce Cluj înseamnă, cuantificat, înseamnă că dacă la nivel de Italia sunt 56, ați spus, pare mi se, valoric, ce înseamnă un astfel de robot? Valoric ca și costuri? Ca și costuri. Înseamnă, din păcate, foarte mult, pentru că există un singur producător la nivel mondial și costurile încă sunt importante. În momentul în care și așteptăm să apară alți producători de sisteme robotice pentru medicină, probabil că prețurile vor scădea destul de mult. Așteptăm acest moment și cred că va fi poate chiar acest an, poate că la Milano noutățile sunt mult mai rapid aflate. Și vizibile. Aș vrea să adaug că problema prețului este o problemă relativă. Adică e adevărat că investiția care se face este o investiție importantă, dar beneficiile în ceea ce privește posibilitatea pacienților de a se întoarce rapid în câmpul muncii și de a produce, deci nu a consuma banii sistemului sanitar național sau a caselor de asigurări, reprezintă principalul motiv pentru care robotica, mai ales în Statele Unite și în statele din Occident, se dezvoltă. În ciuda costurilor, pentru că în mod indirect produce venit, pentru că pacienții se întorc repede în câmpul muncii și iarăși ne întoarcem la mentalitate. Totdeauna vorbim... E important să avem o imagine de ansamblu, nu doar să socotim, această intervenție costă foarte mult. Imaginea de ansamblu spune, pacientul s-a reinserat profesional foarte repede și nu cheltuie, ci dimpotrivă produce. Cheltuielile trebuie plătite în ansamblu. Care este incidența bolilor urologice? Aș vrea să defalchez. Primul rând, cancerul de prostată este cel mai frecvent neoplasm al bărbatului cu vârsta peste 50 de ani. Deci, practic, ne confruntăm cu cel mai frecvent cancer al bărbatului. Noi am demarat un studiu la Spitalul Clinic Municipal
Prevalența a fost de 3,15%, o prevalență care este importantă. În momentul în care am demarat acel studiu, singurele posibilități de tratament pentru pacienții noștri erau tratamente paliative, adică pacienții erau diagnosticați într-o fază avansată. Am demarat acest studiu, am demarat un studiu cu sprijinul nostru de informare a populației. Pacienții știu ce înseamnă screening în cancerul de prostată. Știu că toți bărbații peste vârsta de 50 de ani trebuie să-și determine anual un marker tumoral, antigenul prostatic specific. După muncă de ani de zile, reușim să diagnosticăm cancerul în sfârșit în faze localizate și să beneficieze de aceste terapii moderne. Ați avut și campanii naționale pe această tema. Există și campanie, exact. Care, principala țintă a fost de informare mai degrabă. Doar informare, da? De informare și, bineînțeles, că de determinare antigenului prostatic specific. Adică am și informat, dar am și vrut să arătăm cum se face. Astfel de campanii sunt preluate din afară, că noi învățăm foarte mult din afară cum se face pe din alte țări și astfel de campanii sunt importate sau exportate de la dumneavoastră înspre noi? Deci există două aspecte ale acestei probleme. Dintr-un punct de vedere epidemiologic, sigur, au fost făcute multe campanii, mai ales începând cu tumorul, cu cancerul de sân, pentru a depista această boală la femei într-un stadiu foarte inițial. Deci, începând, învățând din acea lecție, s-au extins aceste cercetări în toate câmpurile. Dar a doua problemă este că, pe lângă faptul existenței unui program național de epidemiologie sau de căutare a tumorilor în stat inițial, este și așa zisa divulgare populară, adică pacienții cer să fie scrinați sau să fie să execute examinări sau analize de sânge prin care să se evidențieze dacă au riscul sau nu au riscul ca să aibă tumor. Deci, pe de o parte este un program național sau o activitate organizată, pe de o altă parte este o activitate spontană care vine din cultura și din accesul la internet, din accesul la informații televizive și așa mai departe. Intervențiile prin această tehnologie, prin robotică, este costisitoare pentru pacient? În România nu, pentru că există un program național care acoperă cheltuielile pentru această intervenție. La modul real, intervenția, da, implică niște costuri semnificative. Și acest program național la nivel de România este fără un barem maxim? Sau? Există un barem, există un număr limitat de proceduri care sunt decontate de către Casa de Asigurări, care se împart între centrele de chirurgie robotică de la București și centrul de la Cluj-Napoca. Ce e important este că la Cluj-Napoca am reușit să copiem un model pe care l-am văzut și l-am învățat la Institutul European de Oncologie din Milano, unde pentru, ca să spun așa, să fie profitabil acest robot, accesul este interdisciplinar, adică pe acest robot operează chirurgia generală, ginecologia, urologia. Deci mai multe specialități. În București există doar centre concentrate pe o anumită specialitate care lucrează pe robot. La Cluj însă am adoptat acest model pe care l-am preluat de la Milano, operează chirurgia generală, ginecologia, urologia. Domnule profesor, ce mai lipsește din sistemul acesta românesc de sănătate? Cunoașteți foarte bine, văd că sunteți la zi cu toate datele și implicit domeniul pe care îl reprezentați dumneavoastră cel mai accentuat. E greu să spui ce lipsește. Important este ca să fie o tendință sau un interes în a împinge sănătatea sau asigurarea sănătății sau acoperirea sănătății în direcția în care ceilalți au mers înainte. Deci, cum? Concret? Asta cu împins înțelegem. Dar concret, ce trebuie, cât trebuie, când trebuie împins? Știți, la ora actuală, acum o mare reformă, am discutat și cu domnul doctor cu alte ocazii despre această mare reformă care sanitar. Este în sistemul sanitar cu desființări de spitale, cu comasări, cu preluarea spitalelor de către azile de bătrâni sau transformarea spitalelor, mă rog. La prima vista, cum se spune, ca să fim în ton, la prima vista, toate acestea ți se par antipopulare, antisănătate, anti, știți.
da. Despre ce vorbesc. Da. Deci, problema, din punct de vedere al sănătății, este și aici duplice. Dublă. În primul rând, este vorba despre disponibilitatea care din bugetul de stat se acordă sănătății. Deci PIB-ul. Da. PIB-ul care totdeauna este cu cântec la noi. La noi este în jur de 8%, care este foarte puțin pentru Italia. 8% România, în Italia? În România este în jur de 3%, 3,5%. În Statele Unite ajunge la 11%. Deci nevoia de sănătate este din ce în ce mai mare. Din alt punct de vedere, în schimb, putem să spunem că cerința de sănătate este infinită. Deci niciodată nu se vor, echilibra aceste două balanțe, pentru că toți dorim să fim sănătoși, toți dorim să nu murim poate niciodată. Deci din acest punct de vedere, dorința și cererea de sănătate este totdeauna va fi mai mare decât oferta. Și atunci cum poate fi susținută sănătatea cât mai bine? Bine, am înțeles cu aceste cifre. Mie mi se par foarte interesante. 3,5 aproximativ la noi versus 8% la dumneavoastră în Italia, la dumneavoastră a doua casă, vreau să zic, la Milano. 11% nu mă prea miră pe mine la nivel de Statele Unite. Există anumite tendințe în anumite țări, cum este în Germania și Franța, în a stabili un sistem de coplată în care statul participă cu 60%, 40% participă fiecare pacient în parte, în afară de cazurile de urgență sau cazurile de necesitate socială. Există anumite alte situații ca în Statele Unite unde totul este privat, deci fiecare contribuent își plătește singur sănătatea. State ca și Italia, unde este un sistem asistențialistic complet, deci la noi este acoperit în mod global toate prestațiile sanitare. Repet, din istoria fiecărui popor trebuie căutată care este soluția cea mai bună. Nu cred că... Dar trebuie căutată soluția cea mai bună. Cea mai bună. Deci este o propoziție cheie. Soluția cea mai bună, nu cea mai proastă, să zicem. Da? Clasa politică trebuie să fie... Și iarăși ajungem la politică vrând nevrând, deși n-am vrut să ajungem deloc. Domnule doctor Crișan, la ce vă așteptați de la acest simpozion internațional? Ce va aduce nou? Suflu nou, teme noi de dezbatere, tehnologie nouă? În primul rând, este un simpozion la care participă un număr mare de urologi din țară. Eu cred că prin intermediul centrului de la Cluj, toți urologii din România pot fi conectați la aceste centre și deja este o activitate în care medici de la Oradea, prin intermediul centrului de la Cluj, beneficiază de bursă de pregătire la Institutul de Oncologie din Milano. Cred că e important că prin acest nod care s-a efectuat la Cluj, se conectează toți urologii din țară la aceste centre specializate de la nivel mondial. Am înțeles că foarte mulți tineri, foarte mulți bursieri se perindă pe la dumneavoastră, pe la Milano. Nu știu dacă și revin acești tineri. Domnul doctor Crișan a revenit, slavă Domnului. Cum vi se par, la final, foarte pe scurt, acești tineri trebuie să plece din România sau să revină și dacă pleacă cu o bursă? Nu. Motivul pentru care noi suntem aici și operăm și în direct ca să arătăm avantajele acestei chirurgii este ca să creștem dorința medicilor de a învăța și de a aduce aici această tehnologie și această știință care, în mod modest, sper că reușim să le dăm la Milano. Dar lucrul cel mai important este ca știința care vine împărtășită să rămână de unde pleacă medici. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru aceste propoziții cheie pe care le-ați enunțat în această zi, domnule profesor. Mulțumesc, domnule doctor. Succes la acest simpozion.